Bun găsit la sesiunea a doua a simpozionului organizat la Institutul Teologic Pentecostal din București. În această sesiune avem un invitat din străinătate, anume dr. David Hahn, care este decan la Institutul, la Seminarul Teologic Pentecostal din Cleveland, Tennessee. Profesorul Hahn este doctor al Universității Emory din 2004. Este un bun cunoscător al contextului corean din care vine și al pentecostalismului asiatic. A participat la numeroase conferințe în care sunt discutate problematici legate de specificitatea pentecostalismului asiatic. Predă și la Institutul Teologic Pentecostal atunci când este invitat și este o prezență cunoscută între noi. Îl invităm să ne adreseze mesajul pe care l-a pregătit și pentru că Apostolul Pavel ne spune că atunci când ne reunim, dacă spunem 5 cuvinte, ele trebuie să fie înțelese, vom avea parte și de o tălmăcire pe care o va asigura colegul meu, Ciprian Terinte. Dr. David Hahn, we are pleased to have you again in a virtual manner this time, and I hope that after the pandemic is over, you'll be able to join us also on campus. It's a great pleasure to be able to introduce you, and the floor, the virtual floor, is now yours. Thank you very much. Let me begin by thanking Dr. Brie and the organizers of the symposium for the invitation extended. Pentru început, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului rector Ioan Brieș și celorlalți organizatori ai simpozionului pentru invitația pe care mi-au adresat-o. I have been to ITP a few times in the past and it is like a second home to me. I love to visit, I love to meet my friends that are there, so it's good to see all of you today. Am vizitat de câteva ori Institutul Teologic Pentecostal, astfel încât el mi-a devenit o a doua casă. De aceea mă bucur foarte mult să vă văd pe toți în acest context astăzi. Let me begin with a few disclaimers first. Dați-mi voi să încep cu câteva premise ale discuției. First of all, the topic of my paper, I've changed it slightly, is to be truly human and ethical issues of race relations in the age of pandemic. Am modificat puțin titlul comunicării mele. El se numește acum ce înseamnă să fii cu adevărat uman, o etică creștină în contextul pandemic. And I'm not an ethicist by discipline. I'm more of a theologian, systematic theologian. But o etică a relațiilor interrasiale, mă scuzați, o etică a relațiilor interrasiale în context pandemic. Eu, spune profesorul Hahn, nu sunt chiar un etician, ci mai degrabă un sistematician. But I assume that you know, the ethical and theological, as I will make an argument in my paper today, are, you know, woven with one another anyway. Dar așa cum voi demonstra în prezentarea mea, etica și doctrina sunt întrețesute în sistemul teologic creștin. So if you're looking for an elaborate, detailed ethicist argument, you'll be disappointed. That's not the one I'm making. Așa că dacă veți căuta în prezentarea mea o argumentație pur etică, veți fi dezamăgiți, pentru că nu asta încerc să fac. But I do trust that you'll find what I'm having to share interesting to explore ethical implications of what we are facing today. Dar cred că va fi interesant ceea ce am de gând să prezint, și anume implicațiile etice a ceea ce reprezintă provocările noastre contemporane. Another disclaimer is that I'm using a particular context, US context, because I reside here.
O altă premisă de la care plec în discuția mea o constituie contextul discuției, contextul argumentației mele, care este cel american, pentru că în acest context eu trăiesc. So I am thinking as you read, as you hear my presentation, you can make a creative connection with your own particular issues in your own context. Așa că pe măsură ce veți asculta prelegerea mea, am convingerea că veți face și anumite conexiuni fecunde cu ceea ce reprezintă contextul nostru. For example, I will speak of racism. De exemplu, eu voi vorbi despre rasism. But racism in the US context, which may not be as prevalent in your own country. Dar rasismul, așa cum arată el în Statele Unite, s-ar putea să nu fie la fel de vizibil în contextul nostru. But you can think of it in terms of how we relate to people who belong to other communities. Dar de bună seamă că reflecțiile mele se pot aplica la felul în care dumneavoastră relaționați sau vă raportați la oameni care aparțin unor comunități diferite. So although I speak of race relations, you may think of it as relations among people in different belongings, belong to different communities. Deci eu când eu voi vorbi despre relații interrasiale, dumneavoastră vă puteți gândi la relații dintre membrii unor comunități diferite. Based on what I observed in previous session, I am going to be following more of that lecture style than reading through my paper. Din ceea ce am observat eu din prezentările anterioare, se preferă și cred că voi face și eu la fel, voi avea mai degrabă o prelegere decât o lectură a manuscrisului meu. So here we go. Așadar, să începem. So we, whether you are in the United States or any other parts of the world, in Romania in your case, many have heard the tragic death of Mr. Floyd, George Floyd, on May 25th, 2020. Oriunde am locuit, fie că suntem în state sau în Europa, cred că am auzit despre evenimentul tragic al decesului lui George Floyd, despre care presa a scris foarte mult. As you might have heard about and read about the tragic death of Mr. Floyd, that he was suffocated to death on that particular day. Așa cum ați citit probabil în presă, el a murit sufocat în acea zi în care a fost arestat. And the inhumanity of that particular incident was accentuated by the action that the police men has taken. Incidentul, bineînțeles că a fost sau gravitatea lui a fost accentuată de acțiunile pe care poliția le-a întreprins atunci. When Mr. Floyd was already non-responsive, already suffocated to the moment of death, we heard about how the police person kept putting neck pressure on him for another almost 3 minutes. Pentru că știm că chiar și după ce Floyd a încetat să respire, polițistul a mai stat acolo cu genunchiul pe pieptul lui aproximativ 3 minute. And more of the story is that as he was being suffocated to death, he kept pleading to the police person, "I cannot breathe." Și chiar în momentele acelea când nu mai putea să respire, îl implora pe polițist strigând, "Nu pot să respir, nu pot să respir." And one may think that this was a personal tragedy that happened to him and to his families. Unii pot spune că asta este o tragedie ce i s-a întâmplat personal sau familiei lui. But it certainly was not to many people who saw the news,
who read about the incident. Dar mulți alții care au văzut știrile sau au citit despre acest incident, multora dintre aceștia, mulți dintre aceștia au avut o altă idee despre ce s-a întâmplat. To a great extent, the tragedy that took place, you know, kind of resurfaced. It was a reminder to so many who have experienced, a discriminatory treatment and been marginalized in the past. Mulți dintre privitorii sau cititorii acestei știri și-au adus ei înșiși aminte de tratamentele discriminatorii la care au fost supuși de-a lungul timpului. So what took place was personal, but also it pointed to a structural problem of the society and culture. Așadar, ceea ce i s-a întâmplat lui Floyd a fost personal, dar a indicat către o problemă structurală a societății în general. And this was also carried out by someone who belongs to the systems of institutional power. Și, bineînțeles că actorii acestui incident au fost exponenții unei puteri instituționale, a instituțiilor de forță din America. As Foucault reminds us, the systems of institutionalized power, such as the court system, are not value neutral, they're not objective. Așa cum Foucault ne amintește, exponenții acestei puteri nu sunt nici obiectivi și nici neutri. They are susceptible to manipulation by the privileged few of the society. Sunt și ei susceptibili sau vulnerabili în fața ispitei de a manipula defectuos, de a folosi defectuos privilegiile de care se bucură. So what that incident tells us is that what we consider to be personal and what we consider to be social are interwoven with one another. Așadar, incidentul ne arată că ceea ce noi considerăm particular sau social interferează la un moment dat. And they are interwoven and deeply buried in the collective social memory of the given society and culture. Și cele două planuri sunt întrețesute mai mult decât credem în mentalul colectiv al unei societăți. So if I were to use an analogy, I think of a shark that is under the ocean, right? When it sees a prey, it jumps up to catch the prey. Să folosim o ilustrație. Să ne imaginăm că un rechin care este sub apă își vede prada la suprafața apei și apoi se repede cu o viteză fulgerătoare pentru a-și devora prada. So as long as a shark is under the ocean, no one is worried about it. Atâta vreme cât rechinul stă sub apă, nimeni nu-l vede și nimeni nu este îngrijorat. But when it rises up to catch in a human being or any other creature, then it becomes it causes incident for people being suffered. Dar atunci când se repede pentru a înșpăca un om sau pentru a înșpăca prada, atunci el devine un motiv de îngrijorare pentru comunitate. So in a similar manner, what happened with the Mr. Floyd was that incident which awakened the collective social memory against racist practices of the society. La fel s-a întâmplat și cu acest eveniment. De fapt, incidentul acesta a fost suficient de puternic, de sonor pentru a trezi conștiința comunității. You know, we can speak of something similar to this when we review the what is happening with the coronavirus pandemic in a global scene today. Și la fel putem gândi lucrurile și în condițiile pandemice de astăzi, în privința ceea ce se întâmplă pe plan global.
So what I did was to look up a number of articles written by, you know, news reporters or medical professionals to kind of get at some statistics about coronavirus. Așa că am survolat câteva articole scrise pe tema pandemiei. Can you repeat the idea, please? Yeah, so what I said was that, you know, in preparation for this paper, I read a number of articles reported by medical professionals and news reporters. Așadar, pregătindu-mi discursul de astăzi, am consultat un număr de articole scrise de autorități medicale cu privire la criza pandemică prin care trecem. And as we all know that, you know, a disease like COVID-19 do not discriminate people based on skin color. Și așa cum știți, infectarea cu COVID nu discriminează în funcție de culoarea pielii. In other words, anyone can be infected by the virus. Cu alte cuvinte, toți suntem, fiecare este vulnerabil în fața infectării cu COVID. But yet, when you study the statistics of impact of coronavirus, cu toate acestea, când studiem statisticile privitoare la impactul virusului SARS-CoV, and you discover a stark contrast between the whites, people of white color, and those who are not of white color, the people of blacks and Hispanics and other ethnic minorities in the United States. Observăm, cel puțin în Statele Unite ale Americii, un decalaj destul de mare între cifrele din dreptul populației albe și cifrele din dreptul minorităților rasiale, populația afroamericană sau asiatică sau hispanică. And some would even argue that people of color are more susceptible to coronavirus infection. Și unii au tras concluzia că populația de culoare, de pildă, ar fi mai vulnerabilă în fața infectării cu COVID. But the scientists tell us otherwise. Dar oamenii de știință ne spun altceva. There is a very interesting video published by the American Association for the Advancement of Science. Și există chiar o prezentare video a Societății Americane pentru Studii Avansate. And the scientists, overall affirm that the generic variation in human race is, less than the one group of Western African chimpanzees. This is tough. You have okay. So generic variation, meaning that biological distinction among people of different races, right? That is, smaller. Their variation is smaller than small group of Western African chimpanzees, like monkeys. Yeah. Studiile au relevat faptul că diferențele biologice dintre rase sunt mai mici decât, mă ajută cineva? Yeah. In other words, cele existente în interiorul unei populații de chimpanzei. Da, decât cele right. existente în interiorul unei populații de chimpanzei. In other words, there is no biological distinction among people, human beings. Așadar, nu există, cel puțin la din acest punct de vedere, nu există diferențe biologice între rase. We may look very different. Avem chipuri diferite, părem diferiți. And you and I may look very different. I'm from Korea, you're from Romania. We may look very different to our eyes. Noi avem înfățișări diferite. Dr. Han este din Corea, noi suntem europeni, suntem români. În fața ochilor noștri aceste diferențe sunt vizibile. But when we actually study biology part of it, the physical dimension of how our makeups, there is no generic variation. Dar când discutăm despre alcătuirea noastră biologică, nu există diferențe foarte mari.
But we use the concept of race to distinguish between blacks, Hispanics, and Asians, and so forth. Dar folosim termenul de rasă pentru a face distinția totuși între albi, asiatici, negri și așa mai departe. So you can make ethnic distinctions because ethnicity belongs to difference of culture, but there is no biological racial distinctions among human beings. Așadar, putem face diferențe de ordin etnic, pentru că asta ține de culturile noastre diferite, dar biologic suntem la fel. So the point that I'm trying, laboring to make is this. Așadar, ideea mea este următoarea. Given there is no biological difference, there shouldn't really be a statistical difference among people of different groups in terms of the infection of COVID-19. Așadar, dacă nu există diferențe biologice între noi, n-ar trebui să fie nici acele diferențe privind vulnerabilitatea față de infectarea cu COVID. Cifrele ar trebui să arate la fel și acolo. But when you review the statistics, you see you see the alarming difference along the lines of racial and along the racial and ethnic lines. Dar când te uiți la cifre, vezi că diferențele, decalajele în ceea ce privește infectarea sunt alarmante. So the people of color are underrepresented in vaccinations, overrepresented in mortality death rate. De pildă, populația de culoare din Statele Unite este foarte puțin prezentă la vaccinare, dar prezintă de asemenea rate de infectare și mortalitate destul de mari. So I am not going to bore you reading all the statistics. There's a lot of statistics that tells you that, basically the, in America, the whites, are getting more vaccinations and have a much less death rate. N-o să vă plictisesc cu cifre, cu statistici, dar toate arată că populația albă din Statele Unite beneficiază de campanii de vaccinare mai masive și prezintă o rată a mortalității mult mai mică. This is also the case in England as well, where black Africans are about 3 or 4 times higher in death rate. La fel se prezintă situația și în Marea Britanie, unde populația de culoare prezintă o rată a mortalității de 3-4 ori mai mare decât populația albă. So the point that I'm trying to make, and let me get to the end of this particular section, the point that I'm trying to make is there is a structural issue that surfaces whenever, incident-like or pandemic-like coronavirus takes place, where people are being treated differently. Așadar, concluzia acestei secțiuni este că există niște fisuri structurale în societatea noastră pe care anumite evenimente, cum ar fi și actuala criză pandemică, le scoate în evidență, le pune în evidență. So, so when we look at statistical differences, then we are led to think deeply about not only what is on the surface, what is actually taking place as current realities, but structural problems buried deeply within the surface, under the surface. Așadar, când ne uităm la aceste statistici, ne punem întrebarea legitimă, dacă așa arată lucrurile la suprafață, oare care este freatica acestor realități pe care noi le observăm cu ochiul liber? Care este realitatea nevăzută care este la suprafață prin intermediul acestor crize? And Paul Connerton, in his book How Societies Remember, tells us this.
Autorul a amintit în cartea sa cum sunt how societies are remembered. How societies remember. And what Connaughton says is that there are lingering effects of social memory. Paul Connaughton spune că există anumite efecte latente sau care efecte care persistă latent în memoria colectivă. And this unconscious collective social memory has a way of erupting and affecting the current realities in the that we face. Și anumite realități din subconștientul colectiv tind să erupă la un moment dat în contexte critice ca cel pe care îl traversăm. So if we are talking about what it means to be truly human, or what it means to build a society and culture that appeals to human ideals, then we shouldn't simply deal with what are on the surface, current realities, but we also need to address deeper issues buried underneath. Așadar, dacă ne punem întrebarea, ce înseamnă să fii uman și dorim să atingem vârfurile de umanitate pe care ni le propunem ca idealuri umane, trebuie să gestionăm nu doar efectele, simptomele care ies la suprafață, ci să ne punem întrebarea și să tratăm acele realități de adâncime care sunt exprimate de realitățile văzute. So what we experience today is largely dependent on what took place yesterday. Așadar, ceea ce trăim astăzi este în mare măsură cauzat de ceea ce am trăit ieri. So stories of the past in that community have a way of being accumulated and generating the force that causes the rupture in the present. Așadar, evenimente, întâmplări din trecut se acumulează și după aceea creează niște forțe care ies la suprafață în contexte prezente. And he also talks about how these memories are, the memory has a three different functions: personal, cognitive, and habitual. Același autor vorbește despre trei funcții ale memoriei: personală, cognitivă și personal, cognitive, and habitual. Habituală, referitoare la obiceiuri. So, we remember things, right? And we go through, cognitively assessing what took place, right? Ne amintim niște lucruri, apoi le recapitulăm cognitiv și le asimilăm. But there is such a thing as habit memory where, it goes beyond a cognitive process. Dar există și o memorie habituală care trece dincolo de procesul cognitiv. Adică facem din obișnuință lucruri pe care le-am înmagazinat inconștient. As I said, I've been to Romania a few times. Cum vă spuneam, de câteva ori am vizitat România. And I remember one time, I don't know who I was speaking with, but I heard a music and I heard people, the way people talk. And I felt like this seems very similar to that pathos that I knew about growing up. Și observând felul în care vorbesc cu oamenii, muzica pe care o ascultă, totul mi s-a părut dintr-o dată ciudat de familiar. Îmi amintea de contextul în care eu am crescut. So we Koreans have this cultural concept called Han, H-A-N, same way as my last name.
Noi coreenii avem acest concept de Han. Se scrie ca și numele meu de familie. But the word Han as a, you know, as a concept of, you know, culturally distinctive pathos exists everywhere. Dar noțiunea aceasta de Han ca ca etos social există în mai toate contextele sociale. But yet it is not something you can pinpoint to. Something you can name. Dar nu e ceva ce poți indica, descrie sau circumscrie cu precizie. It is simply something you bodily experience. Este ceva ce simți chiar la nivel fizic. So you notice this when you hear blues music. Poate trăim o experiență de genul acesta atunci când ascultăm bluesuri. So the point that I'm making is there are some of these you know, there is this a collective social memory that gets generated by, you know, years of a historical accumulation of stories of oppression, for example. Așadar, se poate vorbi la nivelul unei comunități de o memorie colectivă care întrunește, care adună acolo tot felul de experiențe, cum ar fi oprimarea, de pildă. So we may not cognitively able to process it, but our bodies remember. Așadar, s-ar putea ca în momentul în care ni se întâmplă ceva, la nivel cognitiv, să nu procesăm acel eveniment, să nu ne dăm seama ce se întâmplă, dar corpurile noastre își aduc aminte. Există o memorie fiziologică ce se activează. So what Connerton says is that, you know, those habit memories are being cultivated or are being generated by, you know, ceremonial performances, ritual performances or bodily practices. Connerton, autorul amintit mai devreme, spune că aceste amintiri se declanșează în momentul în care este săvârșit un anumit ritual similar. Atunci când corpurile noastre se comportă într-un anumit fel, atunci acele amintiri survin, ies la suprafață. I do think, Emmanuel, I need to take more time, so if that's okay, yeah. It's going to get a little bit easier from here, I think, so I hope so. Feel free to take as much time as you need to develop your argument. Thank you. Okay. So, you know, when you kind of think through the Connerton's argument of social memory, there are a few important insights that you can gather. Așadar, când reflectăm la această teorie a memoriei sociale pe care o dezvoltă Paul Connerton, putem face câteva deducții. And first of all, as I already mentioned, that, you know, we need to reflect deeply about collective social memory. În primul rând, așa cum am spus deja, trebuie să acordăm mai multă atenție memoriei colective, subconștientului colectiv. So ethical issues, you know, in current realities need to be addressed, you know, by looking deeply within this unconscious collective social memory. Anumite probleme etice pe care le întâmpinăm în viața curentă își au rădăcina sau se explică prin înțelegerea freaticii acestor comportamente, adică a realităților de adâncime. And this is where Christian churches have both a prophetic and priestly functions.
Și aici, în acest domeniu, biserica își poate exercita vocațiile profetică și preoțească. Another thing that I want to say is that if Connerton is right about how heaven memory is being generated by ritual performances and bodily practices. O altă implicație este aceea că dacă Paul Connerton are dreptate în ceea ce spune că aceste amintiri pot fi accelerate și dinamizate de un anumit ritual fizic, adică de un anumit comportament. And we Christians in our Christian communities have to take very seriously what we do in our worship and bodily practices of spirituality. Asta înseamnă că noi creștinii trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem în timpul închinării, adică chiar la comportamentul nostru somatic, la ceea ce exprimăm corporal. So, you know, Steve Land in his article, not the book that you know, but there is an article, well, chapter that he had written, talks about a spirit-body correspondence. Fratele Steve Land, într-un articol pe care l-a scris, a abordat tema aceasta a relației dintre spirit și trup, a legăturii strânse dintre duh și trup. So he is talking about a distinctive characteristic of Pentecostal liturgy, Pentecostal worship, where worship takes place not only in cognitive process, but in a bodily engagement. Și el vorbește despre această trăsătură distinctivă a liturgicii pentecostale, care ține nu doar de asimilarea sau de exercițiul intelectual al închinării, ci și de comportamentul, de relația aceasta dintre înțelegerea cognitivă și mișcarea corpului. So if we take the ritual performances, you know, which we would call worship in a liturgy, and if we take all bodily practices of spirituality, prayer, fasting seriously, those things have a way of the cultivating heaven memories that inform Christian communities. Așadar, dacă ne gândim la anumite practici care implică trupul, practici creștine, și le luăm în serios, cum ar fi rugăciunea și postul, conform teoriei autorului amintit, aceste practici ar aduce la suprafață niște memorii colective de profunzime ale creștinismului. In a way, what I am arguing, what I'm proposing is that the Christian churches really need to be who we are. Așadar, biserica creștină trebuie să se comporte să fie ceea ce este chemată să fie. And in our worship and in our bodily engagement in spirituality, we take seriously the workings of the Spirit in the midst of us. În tot ceea ce facem noi, în închinarea noastră, în manifestările noastre fizice, noi luăm în serios ceea ce Duhul face printre noi. So only then the Christian communities can offer something distinctive about what it means to be truly human. Și numai în felul acesta comunitatea creștină poate arăta lumii ceea ce înseamnă să fii cu adevărat uman. The collective memory of Christian churches has to be distinctively shaped by our participation in worship and our bodily practices of spirituality. Memoria colectivă a comunităților creștine trebuie să fie modelată de ceea ce ele fac ca închinare, chiar de exprimarea corporală a închinărilor. You know, James Hunter, in his book To Change the World, makes a somewhat related argument. James Hunter, în cartea lui Pentru Schimbarea Lumii, notează următorul argument.
So he argues for a theology of faithful presence. El pledează pentru o teologie a prezenței credincioase. So the basic question is, you know, if a world needs to be changed, right? You know, of the racist practices, or you can fill in the blank. How would you change the world? Așadar, dacă lumea trebuie schimbată, să zicem, spre exemplu, contextul discuției noastre, că trebuie eradicat rasismul, sau ce vreți noastră. Așadar, cum producem aceste schimbări? And his argument is, you cannot and do not change the world by wielding the powers of this world. You do not change the world by? By you know, utilizing the powers of this world. Este clar că nu putem schimba lumea folosindu-ne de instrumentarul, de puterea acestei lumi. So we talk about, for example, one can talk about, for example, well, we need to elect more Christians to government offices. De pildă, cineva ar putea spune, în contextul întrebării noastre, noi ar trebui să alegem mai mulți politicieni creștini care să guverneze țara. You know, having more Christians as politicians will not change the world. Dar numărul mare de politicieni creștini nu va schimba lumea. God's word changes the world. Ci cuvântul lui Dumnezeu schimbă lumea. So, if we truly believe what the word speaks to us. Așadar, dacă credem cu adevărat ceea ce cuvântul ne vorbește, and if we can truly embody and enact what the word says. Și dacă întrupăm, dacă traducem în sfera umană ceea ce cuvântul spune, and then we have the power to speak to the world. Atunci avem cu adevărat puterea de a-i vorbi lumii. Otherwise, you may speak to the world, but the world does not hear any other narratives than what they are used to. Altfel, putem să vorbim vocal, da, verbal lumii, dar lumea nu va percepe alt mesaj decât cel al memoriei cu care este obișnuită. So Hunter talks about four different things, and I'm not going to talk about all of them, except to say that his argument is, first of all, we need to acknowledge God is fully, faithfully present to us. Așadar, autorul amintit spune că acest proces începe cu convingerea fermă că Dumnezeu este, așa cum promite, cu noi. We have to acknowledge that. Trebuie să avem această convingere. And that's what we call faith. Asta numim noi credință, de fapt. But when we see the overwhelming evils in the world, you know, we no longer believe God is present to us. Dar când vedem multitudinea relelor care se întâmplă în lume, sigur că ne cam îndoim de faptul că Dumnezeu este prezent cu noi. So that is what, you know, Hunter is warning against. And the other is, not only God is fully present to us, we are to be fully present to God in return. Și un alt lucru pe care îl subliniază autorul este că nu doar că Dumnezeu, trebuie să credem că Dumnezeu este prezent cu noi, ci trebuie să credem că și noi suntem prezenți alături de Dumnezeu. So when we read about how Jesus suffered death for the sake of humanity. Așadar, când citim despre patimile Domnului Hristos suferite pentru binele umanității. And love one another as I have loved you. That's what Jesus said to the disciples. Și când citim ce spune el, iubiți-vă unii pe alții cum eu v-am iubit. If we can enact that, if we can embody that truth, then that is where and how we make changes in the world. Dacă în momentul în care vom întrupa cu adevărat aceste realități,
atunci vom fi capabili să producem schimbări în lume. All right, I'll quickly move to the last section. And so, you know, first of all, I talked about coronavirus case study as is, talked about the problems we have. Recapitulând, așadar, am vorbit întâi despre coronavirus și crizele majore cu care ne confruntăm. And second, I talked about the depth dimension of that problem, social memory. Apoi am vorbit despre cele două dimensiuni ale problemelor și în mod deosebit despre memoria colectivă, despre inconștientul colectiv. And now I'm going to move into in offering a counter narrative to the narratives we often hear in the world about human beings. Și acum în final aș dori să prezint o altă metanarațiune, da, o metanarațiune în contraponderea celei pe care o trăim în realitatea de zi cu zi. So if the tragic death of Mr. Floyd and the situation with coronavirus, if these two things tell us about, you know, narratives that this world, you know, tells us about human being. Dacă evenimente precum coronavirusul sau moartea lui Floyd constituie realități curente, realitățile vizibile, ceea ce trăim în mod curent, then what we see is the fracture in human life, that humanity is fractured, it's broken up. Ceea ce vedem este o umanitate fracturată, atomizată. So oftentimes we define a human being or define humanity in terms of fallen humanity, in terms of brokenness and fracture in the world. Prin urmare, de multe ori, ceea ce numim noi umanitate este o noțiune privită din perspectiva acestor căderi. Este o umanitate decăzută, o umanitate fracturată. Perhaps if we, you know, delve deeply into a theological narrative, perhaps it has a way of countering the narratives of the world. Dar dacă săpăm adânc în concepția, în metanarațiunea biblică despre umanitate, atunci s-ar putea să găsim cu totul altceva. So here I'll make three quick points. Așadar, aș vrea să reliefez trei implicații ale acestei explorări a metanarațiunii biblice. So a theological vision of a human being begins with the fact that we are created in the image of God. Viziunea corectă din punct de vedere teologic asupra umanității începe cu realitatea că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. So what does it mean that we are created in the image of God? Ce înseamnă că suntem creați după chipul lui Dumnezeu? Now, this is a very familiar domain for me since I'm a theologian. I can give you a whole nine yard about how different traditions talk about image of God. Aici, în zona asta, mă simt eu foarte confortabil, fiind un sistematician, vă pot enunța o sumedenie de teorii privitoare la ce înseamnă chipul lui Dumnezeu un om. But I'll just go to the point, quick point, bottom line. You know, for Wesleyan Pentecostals, the image of God is a relational term. Dar în concepția Wesleyan Pentecostală, chipul lui Dumnezeu este amprenta relațională a lui Dumnezeu asupra ființei umane. Are de a face cu sfera socială. You know, Wesley talks about image of God in terms of a natural image, political image and moral image. Wesley a vorbit despre o latură, despre chipul lui Dumnezeu ca având o latură personală, una morală și una politică.
When it talks about natural image, he's talking about it in terms of understanding, will, and liberty. Când vine vorba despre latura aceea naturală, personală, el spunea că cele trei componente ale acestei laturi sunt, can you repeat the three? Understanding, will, and liberty. Înțelegerea, voința și libertatea. And although these elements represent different facets of human capability, și deși aceste trei componente reprezintă fațete diferite ale capacității umane, the bottom line argument of Wesley is it resides with his understanding of the moral image in human being. Wesley, de fapt, accentuează cel mai mult, deși vorbește și despre acestea trei, Wesley accentuează cel mai mult latura morală a chipului lui Dumnezeu un om. So with the liberty as, you know, one of those three elements, what Wesley is saying is that we have the capacity to choose. Pentru că, iată, și dacă vorbim despre libertate, libertate înseamnă capacitatea de a alege. But another way of talking about that is that is a capacity to relate to and with others. Dar într-o altă ordine de idei, aceasta este și capacitatea de a relaționa, de a ne raporta unii la ceilalți. And that aspect of relationality is really the power to love, capability to love one another. Și tocmai în asta constă capacitatea de a iubi pe alții. But then when he moves on to a conversation about moral image, he is talking about how that love is a particular kind of love. Dar atunci când vorbește despre această latură morală a chipului lui Dumnezeu un om, el vorbește despre o dragoste, dar despre un anumit fel de dragoste. The moral dimension of the image of God is that it allows human beings to pursue holy love, love that generates righteousness and true holiness. Dimensiunea morală a chipului lui Dumnezeu în om este aceea în virtutea căreia omul poate să tânjească, să urmărească, să tânjească după sau să urmărească dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. So although the moral image, you know, in us can cut both ways, we can either move into the direction of, you know, a holy love or, you know, self-debasement. Self. We can either move toward cultivating holy love, yes, or the opposite. Yes. Mm-hmm. Așadar, această capacitate morală, latura morală a chipului lui Dumnezeu un om, ne oferă libertatea de a alege dragostea sfântă, dragostea lui Dumnezeu, sau opusul acesteia. It is very clear when, with Wesley, when God created us in the image of God, it is to give us the capability to love God wholeheartedly and love our neighbor. Așadar, conform lui Wesley, când Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui, de fapt Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. So if we talk about, you know, what it means to be human in terms of the conversation, theological conversation on the image of God, scripture is very clear that we are given the capability of capability to love one another to generate holiness and righteousness. Așadar, atunci când vorbim despre ceea ce înseamnă să fii după chipul, când vorbim despre ceea ce înseamnă a fi cu adevărat uman, vorbim despre chipul lui Dumnezeu în om, care, chipul lui Dumnezeu în noi, care ne face să urmărim, să aspirăm către dreptatea lui Dumnezeu, să trăim chiar dreptatea lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu și de aproapele. So this understanding of, you know, human being,
what it means to be human is certainly, you know, contrasted with how the world portrays what it means to be human. Așadar, iată că ajungem la o înțelegere a umanității foarte diferită de ceea ce vedem că înțelege lumea prin a fi uman. The second point that I want to make is that a theological vision of human being is rooted in the redemptive narrative of Jesus Christ. O a doua idee pe care vreau să o subliniez este aceea că că teologia biblică a umanității este înrădăcinată în lucrarea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos. You kind of guessed where I'm going. I'm talking about creation, redemption and consummation in a minute. Așadar, cred că vă dați seama care este parcursul pe care îl urmăresc. Vorbesc despre creație, răscumpărare și împlinire. And if we take the biblical picture of, you know, Jesus Christ seriously as the grounding narrative for what it means to be human. Așadar, dacă luăm în mod la modul serios relatarea Scripturii despre Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind prezentarea a ceea ce înseamnă să fii cu adevărat uman. And the truth about human being and human life, human relations will change, will be different. Atunci tot adevărul despre viața umană, relațiile umane, totul se va schimba, totul va fi diferit plecând de la de pe această platformă. And also keep in mind that the life that God offers through a redemptive narrative of Jesus Christ is possible, or is made possible by his sacrificial love. Așadar, viața pe care trăirea unei vieți care are la bază lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, trăirea acestei vieți este posibilă numai prin iubire sacrificială. Then we are not simply to proclaim the good news, but we are to embody that good news, meaning that, you know, we are to participate in the suffering love, a sacrificial love of our Lord Jesus Christ. Așadar, menirea noastră nu este aceea de a proclama verbal Evanghelia, ci de a întrupa dragostea sacrificială a Domnului nostru Iisus Hristos în mijlocul lumii. And this is not a change in God's plan for humanity. Și aceasta nu reprezintă o schimbare în planul lui Dumnezeu pentru umanitate. It represents a continuation of the covenant God has established with humanity since the beginning. Și tocmai se situează în coerența planului lui Dumnezeu de mântuire așa cum ne este el relatat de la început. And what is the covenant? There's only one covenant, covenant of life. Și care este legământul? Este un singur legământ, legământul vieții. When God created us and created us in the image of God, God sustained, you know, humanity through the shedding of blood. Sustained humanity through the shedding of blood, Deci când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu a asigurat continuitate vieții umane prin faptul că a vărsat sânge. Da, și a dat sângele. So what we read about in Genesis 3:21, where God, you know, God gives the Adam and Eve garments of skin, is done by shedding of blood. Încă de la început, ceea ce citim în Genesa 3:21, că Dumnezeu le-a făcut oamenilor, primilor oameni, haine din piele de animal, lucrul acesta s-a făcut prin vărsare de sânge. And that is done in anticipation of what will be fulfilled with the coming of Jesus Christ. Și aceasta a fost o prefigurare a ceea ce avea să se întâmple la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu jertfa Lui. So we are not talking about a two different covenants. Reformed tradition talks about covenant of works, covenant of grace.
We are talking about Wesleyan Pentecostals only one covenant, covenant of life. God has not changed God's mind in sustaining humanity. Așadar, nu există mai multe legăminte, cum se vorbește în tradiția reformată, de două legăminte mari, legământul faptelor și legământul harului. În tradiția Wesleyan-Pentecostală, metodist-pentecostală, există un singur legământ, legământul vieții. The last point that I want to make is a theological vision within Wesleyan Pentecostal tradition is eschatological in nature. Și ultima idee pe care vreau să o reliefez este aceea că viziunea teologică penticostală asupra umanității este una esențialmente eschatologică. So, you know, Pentecostal spirituality is has been described as that of living on the threshold of eternity. There is a sense of urgency. Spiritualitatea penticostală a mai fost definită ca fiind trăirea în pragul veșniciei. Este o trăire în tensiune, în așteptare. But what we often fail to notice is that the eschatological passions that Pentecostals talk about are directly tied to our sanctified life in the present. Ceea ce nu reușim noi să observăm câteodată este legătura aceasta strânsă care există în spiritualitatea penticostală dintre viziunea noastră eschatologică, așteptările noastre eschatologice și accentul pe care îl punem pe sfințirea vieții în prezent. So this is where, you know, the concept of heaven below that Charles Wesley talks about, really makes sense for us Pentecostals. La asta se referea acea expresie a lui Wesley, cerul de pe pământ, care pentru noi penticostalii cerul de jos, care pentru noi penticostalii capătă sens având în vedere accentele spiritualității noastre. You know, think about those two terms, heaven and below. Gândiți-vă doar la acești doi termeni, cer și de jos. So when Charles Wesley talks about heaven below, he is talking about present anticipation of the new creation that is to come. Așadar, Wesley, când vorbește despre aceste noțiuni, se referă la anticiparea prezentă a noii creații ce are să vină. With the emphasis on the word present and also anticipation. It's a dialectical term, isn't it? Menținerea acestei tensiuni între termenii prezent și anticipare. In a way, what he conveys is that the kingdom of God is breaking into the present through the power of the Spirit. Ce vrea el să spună este că împărăția lui Dumnezeu pătrunde în veacul prezent prin prezența Duhului Sfânt. So what this means for the Christian churches is that, you know, we shouldn't really make heaven as a fictional reality. It has to be real. Ce înseamnă asta pentru noi ca biserică? Cerul nu este doar un fel de realitate fictivă, ci este o realitate cotidiană, prezentă. So, John Fletcher, who is a friend to both Charles Wesley and John Wesley, talks about it another way. John Fletcher, un prieten al fraților Wesley, exprima același adevăr într-o altă modalitate. He talks about, on one hand, gracious heaven below, on the other hand, glorious heaven above. El vorbește pe de o parte despre cerul plin de har al prezentului și cerul plin de glorie al viitorului. So in a way our vision of the heaven becomes real when we no longer look to the heaven but look to here below earth where run into the troubled and suffering world. Așadar,
viziunea noastră cu privire la cer se cristalizează mai bine atunci când trăim realitatea cotidiană, când trecem prin încercările prin care trecem. So as we embody the truth of God's salvation living into this world, then we make heaven real, not a fiction. Așadar, atunci când întrupăm adevărul lui Dumnezeu în contingent, atunci facem ca cerul lui Dumnezeu să devină o realitate și nu doar o ficțiune. And I do have a long quotation from Simon Bay, but instead of reading that, I'm going to read the last sentence of it. Și aveam pregătit pentru voi și un citat foarte lung, dar mă voi rezuma la citirea ultimei fraze. And in a way, she makes a similar argument. She says that we run the risk of making heaven a fiction, not a real reality. Este un citat din autoarea franceză Simone Weil, care spunea, can you repeat the affirmation, the assessment? Yeah, we run the risk of making heaven a fiction, not a reality. Și ea spunea că suntem în pericolul acesta de a face din cer o ficțiune și nu o realitate prezentă. If we forget to live into this world. Atunci când uităm, se întâmplă lucrul acesta atunci când uităm cum să trăim în lumea aceasta. And she says, I'm paraphrasing here, that the world is real. Și ea spune, parafrazându-i citatul, că lumea este reală. And when we try to love the world offers resistance. Și când noi încercăm să iubim lumea, lumea opune rezistență. So it is difficult to love. Așadar, este greu să o iubim. But yet God has given us this world to love. Dar Dumnezeu atât ne-a dat ca să iubim. Acesta este obiectul iubirii noastre pe care ne l-a dat Dumnezeu, lumea. So this is how she ends this quotation. God has willed that it should be difficult, yet possible to love it. Dar, spune ea, este voia lui Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu, ca iubirea lumii să fie foarte dificilă și totuși posibilă. I mean, we live in a troubled world. Noi trăim într-o lume tulbure. The world full of problems, but yet the problems run deeper. O lume plină de probleme, dar probleme cu rădăcini foarte adânci. And the only Christian response that I can think of we can offer is an authentic presence in the world. Singurul răspuns creștin la care mă pot gândi este o prezență autentică în mijlocul lumii. The church really needs to be the church. Biserica trebuie să fie biserică. And the word we preach needs to be embodied, enacted in our lives. Și cuvântul pe care noi îl proclamăm trebuie să se întrupeze în viețile noastre, să se concretizeze în conduita noastră. And otherwise, we don't have a voice to speak to the world. Cu alte cuvinte, parcă n-am avea o voce ca să vorbim lumii. And you know, despite of the troubles in the world, și în ciuda necazurilor din lume, and being a Wesleyan Pentecostal theologian, în calitatea noastră de teologi penticostali, and I do in a side with Wesley's take on optimism of grace. Ca teolog penticostal, iau în serios, îmi asum viziunea lui Wesley, viziunea optimistă a lui Wesley cu privire la har. It's not triumphalism, it's optimism of grace. Nu este vorba despre triumfalism, ci optimism inspirat de har. It is this world is difficult to love. Lumea aceasta este greu de iubit. Yet God empowers us by God's grace in the Spirit so that it becomes possible for us to love. Dar Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Sfânt de așa manieră încât este posibil să o iubim.
Well, thank you very much for your translation. I'm sure I have messed up and made your translation difficult, but thank you very much. I'll stop here. It's been my pleasure. Thank you for your presentation. Thank you, Dr. David Han, for your most challenging presentation. There were some red hot potatoes in the lecture. And I think we will have some questions. That'll be great. Addressing some of the issues. There is now an open space for debate. Îi mulțumim doctorului David Han pentru prezentare. Avem acum posibilitatea de a-i adresa întrebări. Au fost niște subiecte care, cel puțin în mass media, au stârnit controverse, atât pandemia, cât și evenimentul morții lui George Floyd a fost comentat și în presa românească și cu atât mai mult peste ocean. Sunt sigur că vor exista întrebări și în legătură cu partea a doua și a treia acestei prelegeri. Las posibilitatea participanților să adreseze întrebări. Dr. Han, until someone makes up their mind to ask a question, I'd like to ask you something in connection with the issues you discussed initially, because as an observer from a Romanian Pentecostal context, I'm oftentimes baffled by the way in which media reflects on George Floyd events and on the pandemic. And it seems that from an outsider's perspective, te autotraduci. Te rog să te autotraduci. Da, voi face asta la urmă. It seems that the US is now in the midst of a cultural war which also affects the church. I'm by no means a competent observer or analyst of these events, but I'd like you to take a moment to interpret what happens from your perspective, and also from your Korean perspective, because you also come in the U.S. with a different cultural baggage. How do you look at these things? And I'll take a moment just to translate the question briefly, okay. And then you can respond. L-am întrebat pe profesorul David Han cum interpretează evenimentele din Statele Unite pe care noi românii, în speță românii pentecostali, le privim de multe ori năuciți. Impresia mea, cel puțin, este că vedem sau asistăm la un război cultural între două tabere și că acest război creează o falie care divide inclusiv o parte din biserică. Care este perspectiva doctorului Han? Aș fi curios să știu și cum interpretează aceste chestiuni. So, please. Well, the culture war has always been there. Războiul cultural a fost întotdeauna prezent. And whether people recognize it or not, it's always been there. Indiferent dacă oamenii admit acest lucru sau nu. When the incident of Mr. Floyd took place, it basically thematized, it made it explicit what's already there. Când a avut loc acel incident căruia i-a fost victimă George Floyd, practic evenimentul a tematizat ceea ce exista deja într-o anumită formă. You know, it is similar to Korea-Japan relationship. You know, Korea was under Japanese occupation for a while in recent history. Este situația întrucâtva similară celei dintre Coreea de Sud și Japonia. Coreea de Sud a fost sub ocupație japoneză în al doilea război mondial. So there can be something very small, you know, that takes place, but then it erupts when it is a Korea-Japan relationship. Uneori poate avea loc un incident mărunt, dar pe fondul unui context mai larg, lucrurile se amplifică în mod dramatic. So that is why I'm saying, when you simply look at what is the symptoms on the surface, you don't really address what is buried underneath. Când te uiți doar la simptomele de deasupra, de fapt nu rezolvi problemele care sunt dedesubt. There is this unconscious collective memory, social memory, that needs to be attended to. Otherwise, whatever you do up here will not resolve the bottom line problems of the society. Există așadar această memorie colectivă subterană și indiferent ce soluție aplica la suprafața ghețarului, icebergului, nu rezolvi problemele din adânc.
So Christian churches need to address both. Bisericile creștine trebuie să aibă în vedere ambele dimensiuni. But let me complicate my response even further. Și dați-mi voie să complic răspunsul meu încă un pic. Now, based on what I just said, there should be a sense of, you know, shared humanity between blacks in America and Koreans in different continent. Cred că ar trebui să existe sentimentul acesta al apartenenței la neamul omenesc, atât pentru persoanele afroamericane, cât și pentru coreeni. And there are. So you have a blues music and of a certain kind of pathos generating. You have a Korean music that does a similar thing. I heard Romanian music that I heard something similar there as well. There is this pathos of oppression. Și există acest patos al opresiunii care se regăsește atât în cultura persoanelor de culoare, cât și în context corean, atunci când vine vorba, să spunem, de muzică. But in the US context, what is so interesting is that, you know, there's now this new wave of violence called Asian hate. Există însă acest val de violență care se numește Asian hate. What does that mean? That means basically Asians are being targeted for violence. Numit ura față de persoanele asiatice, în sensul că ele ajung să fie ținta unor violențe. And when they target the elderly people and women. Și în general vizează astfel de violență persoanele în vârstă și femeile. And the one who targets them are blacks often. Și adesea se întâmplă ca cei care comit astfel de violență să fie negri. So, you know, the issue is structural problems of our culture and society, you know, run deeper and very complicated. Asta pentru că și problemele pe care le avem de natură socială au rădăcini mai adânci și sunt foarte complicate. So, the church needs to stand as that contrast society that offers an alternative narrative. Biserica trebuie să fie o societate, să propună o societate alternativă de contrast față de asemenea evenimente. I hope that's answered your question a little bit. Yeah. Thank you very much. Dacă mai există întrebări. Pot să pun eu o întrebare? Vă rog, doctor Ioan Sas are o întrebare. O să o formulez în limba română dacă m-a ajuns cu traducerea. În primul rând îi mulțumim profesorului Han pentru prezentare. I want to thank you, Dr. Han, for your presentation. Am încercat să sintetizez mai multe întrebări într-una sau în două legate. I have a host of questions which I'll hopefully synthesize in a meaningful sentence. Și aș începe prin prima parte a întrebării în felul acesta. And the first part of the question is this. Spunea cineva că dificultatea pastorală vine din faptul că ești responsabil pentru lucrurile pe care nu le poți controla. Someone said that the difficulty of being a pastor is the responsibility for things that you cannot control. De aici aș pune întrebarea, responsabilitatea socială vine dinspre responsabilitatea individuală către cea colectivă sau invers? And social responsibility, does it come from the individual or, încă o dată? Vine dinspre responsabilitatea individuală spre cea colectivă sau invers? Does it move from individual responsibility towards collective responsibility or does it work the other way around? Well, let me go back to what I said earlier, maybe kind of unpack that a little bit as a response. Aș vrea să mă întorc un pic la ceea ce am spus într-o parte a prelegerii și să dezvolt un pic înainte de a răspunde. And I talked about, you know, the Pentecostal liturgy and bodily practices of spirituality. Am vorbit despre liturgia pentecostală și despre practici corporale în închinare. So, you know, here's a question, really, to be honest, here's a simple question. So how do you know Jesus?
Putem porni de la o întrebare simplă. Cum îl cunoaștem pe Iisus? Right. I mean, you can say, I know Jesus by reading the scriptures, you know, processing it cognitively, you know, what he did and all that. That's one way of doing it. Poți right? să-l cunoști pe Iisus în sensul cognitiv, pentru că citești despre el, ce minune a făcut, cum a trăit. And when you preach, do you simply want to give information about Jesus? Dar când predici, vrei să transmiți doar informație no, despre no, Iisus? No. There is something else taking place, right? Why you are speaking, there is an inbreaking of the spirit that affects the hearer. Atunci când vorbești, există o revărsare a Duhului care influențează contextul în care ești. So what that means is, when we speak about knowledge of God, când vorbim așadar despre cunoașterea lui Dumnezeu, we are really talking about not cognitive knowledge, but experiential knowledge. Vorbim nu doar de cunoaștere cognitivă, ci de o cunoaștere experiențială. So how do you know your children love that how do your children know that you love them? Cum știu copiii tăi că iubești? You can tell them what I love you. Le pot spune te iubesc. There'll be a cognitive process, right? Este o chestiune cognitivă. But yet you may basically hug him. Dar ai putea și să le dai o îmbrățișare. That's not cognitive process, that's bodily practice. Nu este o chestiune cognitivă, asta înseamnă o practică ce implică corpul. Sometimes that bodily practice speaks louder than your word. Uneori practica aceasta fizică, expresia fizică vorbește mai tare decât cuvintele. Well, try that with your spouse, okay? Try to hug your spouse. Încearcă să faci asta cu soția. Yeah, sometimes you do need to engage in the bodily practice, right? Uneori ai nevoie de aceste expresii fizice. So, when we say we know Jesus, deci când spunem că îl cunoaștem pe Iisus, we know Jesus not cognitively, but because we experienced Jesus in worship. Îl cunoaștem pe Iisus nu pentru că îl cunoaștem cognitiv, ci pentru că am experiat ceva din el la închinare. You know, so when the Spirit breaks in, you know, we speak in tongues, we raise our hands, we clap hands. All of these bodily evidences. Când Duhul se revarsă, vorbim în limbi, ridicăm mâinile, facem alte lucruri, lucruri care sunt dovezi ale prezenței Lui. These bodily practices have a way of shaping our dispositions. Right? Și sunt și niște manifestări fizice la nivelul trupului care schimbă dispoziția noastră. So Don Saliers, my doctor father at Emory, says this in his book about prayer. Coordonatorul meu la doctorat spunea acest lucru despre rugăciune. And it's in my paper, but I didn't cover that part. But he says prayer, you know, helps individuals in the cultivates disposition in an individual so that he can see the world as God sees the world. Rugăciunea te ajută să-ți calibrezi perspectiva asupra lumii în așa fel încât să vezi lumea cum o vede Dumnezeu. So when he sees the world hurting, dacă lumea este în durere, and prayer can shape an individual to be in conformity with the heart of God. Rugăciunea îl poate modela pe cel care se roagă în așa fel încât să intre în rezonanță cu inima lui Dumnezeu. So then you don't have to tell the person to love your neighbor. He will love the neighbor. Nu mai trebuie să-i spui un astfel de om să-l iubească pe aproapele său pentru că îl va iubi. So what I'm trying to say is it's a communal practices of worship and a spiritual engagement that turns individuals to be who God wants them to be. Vreau să ajung astfel la ideea că aceste practici comune ale bisericii ajută pe individ să ajungă la acel nivel unde Dumnezeu îl vrea pe omul respectiv. And I do encourage pastors to speak about this and preach about this, but more importantly, people actually, if they actually experience the Spirit and experience the heart of God, then you don't have to tell them what to do.
Dacă oamenii ajung la acest nivel în care experiază prezența Duhului, nu mai trebuie să le spui ce să facă. Era partea a doua a întrebării, dar nu știu dacă mai avem timp să o punem. Eventual era un răspuns da sau nu, poate că ne-ar interesa, și anume, am făcut, Dr. Han a făcut o afirmație mai spre începutul prezentării, că în Statele Unite este un rasism sistemic evidențiat printr-o memorie colectivă. Dr. Han, o secundă. Initially, in the first part of your paper, you said that in the U.S. there is a systemic racism, which is evidenced through or is made obvious in the sense that there is a collective memory. Yeah. So what and the question goes further. Da, întrebarea mea, rasismul sistemic este generat de memoria colectivă sau de sistemul legislativ? Și atunci, dacă ar fi de memoria colectivă, dragostea creștină față de rasism, exprimată într-un mediu de rasism, ar însemna alinierea ar însemna alinierea noastră pe linia sau alinierea noastră pe linia memoriei colective, ca expresia dragostei. The question then would be, is this systemic racism? Deci întrebarea dacă rasismul sistemic este rezultatul memoriei sau a legislației. Memoriei colective sau a legislației. Iar dacă este a memoriei colective, dragostea creștină înseamnă alinierea la memoria colectivă. Is systemic racism due to a certain collective memory, or is it also due to legislative action? Yeah. And if we want to show our love, does that mean that we have to join in the experience of or the collective memory, yeah, which is shared by some people? I get the question. Thank you. Well, what I was trying to say is this. When we talk about collective memories, we are talking about stories. Când vorbim despre memoria colectivă, vorbim de fapt despre niște, nu povești în sensul românesc, despre stories, despre niște narațiuni colective. Right, so when we talk about a collective memory of social injustice, dacă and we are talking about memoria collective of stories, accumulation of stories that evidence the injustice. Putem vorbi și despre narațiuni care vorbesc despre o acumulare a nedreptății. And you know, if those stories have a way of in a way losing some cognitive dimension, that is, how do you retell stories that happened 5,000 years ago, right? Și unele chestiuni nu mai pot fi exprimate cognitiv dacă s-au petrecut cu un timp foarte lung înainte. Cum spui ceva despre cum descrii ceva ce s-a întâmplat, să zicem, 5.000 de ani în urmă? But there's a deeper layer called bodily memory. There's a deeper layer called habit memory that do not go away. Dar există o memorie mai adâncă, o remanență care nu poate fi ștearsă. So even beyond a cognitive dimension being passing away, there are these bodily bodily generated habit memory that continue to linger on. Există o memorie habituală care continuă să existe. So so my point was that, the society that we live in is already broken up because the social memory underneath what controls the current realities is broken. Deci societatea în care trăim noi este ruptă, fragmentată, zdrobită, pentru că și memoria de adâncime este de asemenea fragmentată, este împărțită. And the work of the church then is not to join into that memory, but work of the church is to stand as who they are.
lucrarea bisericii nu este să se alăture unei astfel de memorii, ci să fie ceea ce ea trebuie să fie. And that was the point that, you know, I believe James Hunter was making, that instead of wielding the powers of this world, that is gathering and generating powers of this world to, you know, effect changes in the world, be the church. În loc să încerci să captezi puterile sociale, politice din această lume ca să schimbi lumea, cred că ar trebui să fim, de fapt, biserică, să ne urmăm vocația. And at times, being the church is to stand up as a prophetic witness and be critical of the social ills. Și asta înseamnă, bineînțeles, și să ai un glas profetic, dacă ești biserică, un glas profetic care va critica relele existente în societate. And I do believe in Christian politicians. Cred, bineînțeles, în importanța de a avea politicieni creștini. But yet, you know, the Christian community as a whole will not be able to effect change if we join in the campaigns, the political campaigns of this world to change by power. Dar biserica nu va reuși să schimbe lucrurile dacă se alătură pur și simplu campaniilor politice care urmăresc schimbarea socială. And we then lose an authentic witness as a Christian community. Pentru că atunci pierdem această mărturie ca comunitate creștină. I don't know what your take on this might be, but a good example of this is Donald Trump and the evangelical churches supported him. Nu știu ce perspectivă aveți în legătură cu acest subiect, dar un exemplu ar putea fi chiar Donald Trump. And I know people have different views about this. Știu că oamenii au păreri împărțite în legătură cu acest subiect. So churches need to be church. Be an authentic presence in the world. Biserica trebuie să fie biserică și să aibă o prezență autentică în lume. Did I answer the question? I think you also might get an amen there at the end. Okay. I'm not sure how we are with the time. My impression is that we are maybe supposed to we are supposed to have the next session, so at 8:10, but we are a little behind. It's we can have a 10-minute break and then resume with the next presentations.